Voi la proba scrisă, da? Aveți de învățat așa, aveți legea. Legea 254/2013, anumite capitole din ea, HJ 857/2016, care este o hotărâre de guvern care completează această lege, OMJ 4800, cu siguranță locurilor de deținere, legea 145/2019, cu statutul poliției de penitenciar, OMJ 2794, cu codul de etică și deontologie al poliției de penitenciar. Și mai aveți de învățat un manual cu tehnici, tactici și procedee de intervenție. Bun. Din toate aceste legi, singura care este integrală este asta, care este foarte lungă. Astea sunt părți din ele, dar destul de lungi, cel puțin astea două sunt foarte lungi. Da? Proba scrisă este împărțită în felul următor. Aveți 60 de întrebări, nu, 45 de întrebări. 45 de întrebări. De la 1 la 30, da? Un singur răspuns corect. Un singur răspuns corect. De la 31 la 40 aveți unul sau mai multe răspunsuri corecte, da? De la 41 la 45 ai un răspuns corect, dar dacă tu și argumentezi de ce răspunsul este, de ce răspunsul este corect potrivit legii, primești punctaj maxim. În asta notele la penitenciar sus externă, să zic așa, sunt foarte fracționate, 9,72, 8,97, 9,72, 9,98, ați înțeles din asta. Tu ca să fii declarat promovat, nu admis, promovat, trebuie să iei minim nota 7. Da? Dacă 7 egal 5. Dacă iei 7, înseamnă să spun că s-a scos 10 locuri la Giurgiu, da? Bun. Și ai luat 7. Dar primii 10 au 7,80, adică al 10-lea 7,80. Nu a intrat. Tu ești declarat promovat, dar nu ești admis pentru că nu ești în limita locurilor. Da? 7 egal 5. Dacă iei sub 7, chiar dacă se spun că nu s-o ocupa locurile, nu te bagă. Deci ca să iei nota 7 trebuie să vă dați să înțelegeți faptul că tu, ca să iei nota 7, trebuie să faci cel puțin din 45 de întrebări, trebuie să faci 30 pentru nota 7. Deci e un pic greu. Să faci 30 din 45 pentru nota 7 e un pic greu. Asta înseamnă că tu la 3 întrebări ai voie să greșești maxim una. Adică din 3 întrebări să faci cel puțin 2 corecte. Deci nu e așa simplu. O să vedeți că din asta foarte multă lume spune: păi da, la ora asta să știi că se intră ușor, că nu se ocupă lucrurile. Păi tocmai că nu se ocupă lucrurile, atât de greu e. La penitenciarul Tulcea, sesiunea, ultima sesiune, au fost, nu știu, parcă 5 locuri, au ajuns 9 la scris și au intrat 3. Nu se ocupă lucrurile, pur și simplu. Că nu la lumea peste 7, că se intră greu. Mă nu spune neapărat că trebuie să vă pregătiți cu mine, că eu acum un an nu făceam chestia asta și se intra. Deci ai șansă să intri oricum. Doar că eu, prin tot ceea ce fac, am ridicat nivelul de notă, nivelul de performanță. Da? Și fiți atenți. Don't save. Voi aveți de învățat, vă arăt doar o parte din legea 254, chestii frumoase, de bază, de început, care se dau. La proba scrisă din legea 254, prin analiza pe care eu am făcut-o, se dau cel puțin 20 de întrebări. Da? Plus minus 20. Voi aveți de învățat capitolul 3, da? Adică regimurile de executare a pedepselor privative de libertate. Da? Adică regimul de maximă siguranță, regimul închis, regimul semideschis și regimul deschis. Ce înseamnă aceste regimuri? Cui se aplică? Care este modul de executare al pedepsei? Etc. Ne spune în felul următor, da? Că legile astea pe care vi le prezint sunt publice pe internet, da? Sunt publice pe internet, că tu scrii din legea 254/2013, îți dă legea. Eu din legea am extras doar capitolele pe care tu le-ai demonstrat, că nu ai demonstrat toate articolele, doar anumite capitole. Da? Și începem așa. Regimul de executare. Ne spune așa. Ne spune că regimul de executare cuprind ansamblul regulilor care stau la baza executării pedepselor privative de libertate. O să vedeți că la din regim de maximă siguranță nu are dreptul de a ieși din penitenciar, nu poate să finanțe permisiunea de ieșire din penitenciar, pe când cel din regim deschis poate să părăsească penitenciarul. Fel și fel de chestii, da? Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt bazate pe sistemele progresiv și regresiv. Persoanele condamnate trecând dintr-un regim în altul în funcție de în condițiile prevăzute de lege. Adică dacă tu ești la regim de maximă siguranță, cel mai grav regim, să zic așa, pentru o infracție de omor, poți să treci la regim mai blând, la regim închis, în cazul în care, să spun că într-o perioadă de timp îți vezi de treabă în penitenciar. Da? Deci se spune că regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt bazate pe sistemele progresiv și regresiv. Persoanele condamnate trecând dintr-un regim în altul în condițiile prevăzute de lege. Ok. Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate asigură respectarea și protejarea vieții, sănătății și demnității persoanelor condamnate, a drepturilor și libertăților
acestora fără să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească persoana condamnată. Povești. Până aici sunt povești. Asta mi se pare un pic interesantă, să zic așa. Da? În rest sunt povești, nu vă stresați. Bun. Ok, articolul 31 foarte important, se dă întotdeauna. Fiți atenți. Ce ne spune nou? Ne spune... Hai să-l fac așa. Tipurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate sunt: în prima instanță avem regimul de maximă siguranță. Acest regim de maximă siguranță, da, se aplică condamnaților pe viață, persoanele care sunt condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 13 ani și persoanele care prezintă risc pentru penitenciar. Adică, dacă tu săvârșești o infracțiune, cum ar fi o infracțiune de omor, da? Infracțiunea de omor, articolul 188 cu cod penal parte specială, da? Infracțiune de omor, omorul se pedepsește cu 10-20 de ani de închisoare, da? Omorul. Deci, efectiv, dacă tu ești condamnat pentru infracțiune de omor, să zic așa, sunt șanse foarte mari să fii dispus în primă instanță la regim de maximă siguranță când ajungi în penitenciar. Da? Sau avem, de exemplu, omorul calificat. Infracțiunea de omor calificat. Omorul calificat potrivit codului penal, articolul 189, se pedepsește cu 15-25 de ani de închisoare sau detențiune pe viață, în funcție de fapt, în funcție de gravitatea infracțiunii de omor calificat. Da? Deci, efectiv, cam astea sunt exemple de infracțiuni pe care tu poți să le săvârșești astfel încât să fii dispus la maximă siguranță. Da? Dar totodată, nu neapărat, dacă se consideră, dacă o comisie, care o discutăm mai jos la articolul 32, consideră că tu prezinți risc pentru siguranța penitenciarului, chiar dacă nu ai săvârșit o infracțiune pentru care pedeapsa este 10-20 de ani de închisoare sau mai mare de 13 ani de închisoare, poți să fii dispus totuși la maximă siguranță. Să spunem că tu ai săvârșit o infracțiune de tâlhărie, unde pedeapsa este 7 ani de închisoare, să zic așa, da? Ok. Dar tu ai mai fost închis acum 2-3 ani, că ai evadat din penitenciar sau ai avut abateri disciplinare foarte grave. Poți să fii dispus la maximă siguranță pentru că această comisie stabilește și consideră faptul că tu prezinți risc pentru siguranța penitenciarului. Da? Acum, sunt tare curios. Am spus omor 10-20 de ani, adică efectiv uciderea unei persoane se pedepsește cu închisoare de la 10-20 de ani, omor calificat se pedepsește cu închisoare la 15-25 de ani sau detențiune pe viață. Acum, așa de curiozitate, să facem un pic o pauză. Care este diferența între omor și omor calificat? Ce înseamnă omor calificat? Ai făcut o intenționare. Este premeditat. Bun, exact. Ce? Mai spuneți-mi. Noaptea, două sau mai multe persoane. Noaptea nu, ăla e la furt, doar la furt calificat e noaptea. Premeditat. Ok. Omorul calificat, ca să înțeleagă toată lumea, la ce se referă acest omor calificat? De exemplu, cu premeditare. Toate sunt cu intenție. Și omorul normal e cu intenție și omorul calificat e cu intenție. Nu este ucidere din culpă. Îl dai peste el cu mașina din greșeală. Da? Omorul normal e efectiv, mă cert acum cu tine, acum la un pahar de vorbă, iau cuțitul și te-am înjunghiat și te-am omorât. Da? Ok, că ne-am certat. Ăla este omorul. Omorul calificat este în felul următor. Cu premeditare. Adică îmi ascult cuțitul, te aștept la colț, te urmăresc, sunt viclean, plănuiesc fapta, ăla este omor calificat, da? Adică cu premeditare. Asupra unei femei gravide, dacă omor o femeie gravidă, este omor calificat. Dacă omor două sau mai multe persoane prin fapta sa, este omor calificat. Prin cruzime aplicate victimei, adică îi tai o mână, îi dai drumul la sânge, îi dai foc, fel și fel de chestii de genul, da? Ăsta este omorul calificat. Din interes material, îl omor ca să-i fur banii, este omor calificat. Deci asta este diferența între omor și omor calificat ca și natura și gravitatea faptei. Da? În fine, nu vă întreabă nimeni chestia asta, dar faceți un pic diferența. Ok, vreți să mă întrebați ceva? Bun. Deci țineți minte că regimul de maximă siguranță, da, se aplică condamnaților pe viață, persoanelor care sunt condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 13 ani și persoanele care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului. Acestor categorii de persoane se aplică maximă siguranță. Pentru că pe tine te poate întreba în felul următor. Potrivit legii 254/2013, articolul 31, căror categorii de persoane se aplică maximă siguranță? Și spune la A.
mai mare de 3, pedeapsă mai mare de 13 ani de închisoare, la B spune mai mare de 14 ani de închisoare sau 15 ani de închisoare. Și să zic că este 13 ani, da? Bun. Regimul închis. Cui se aplică? Se aplică persoanelor care sunt condamnate la pedeapsa închisoare între 3 și 13 ani. Adică, nu știu, ce pot să vă dau așa vă o exemplu între 3 și 13 ani? Pur calificat, tâlhărie calificată, chiar și omor, da? Pentru că omor este între 10 și 20 de ani. Chiar și omor, chiar și, nu știu, ucidere din culpă sub influența alcoolului, să zic așa. Poate așa, nu atât de grav. Regimul de deschidere... O secundă. Țineți minte faptul că regimul închis se aplică persoanelor care sunt condamnate la pedeapsa închisoare între 3 și 13 ani. Da? Regimul semideschis se aplică persoanelor care sunt condamnate la pedeapsa închisoare între 1 și 3 ani. Da? Regimul semideschis. Iar regimul deschis, persoanelor condamnate la pedeapsa închisoare de cel mult un an. Ce înseamnă maxim un an? Nu știu. Faptele astea simple, așa, nu vine acum în minte. Chiar poate și cei care sunt condamnați pentru că au condus sub influența alcoolului și a doua oară la închisoare, îi regim deschis. Da? Deci astea sunt regimurile de executare a pedepselor privative de libertate. Regim de maximă siguranță, regim închis, semideschis și deschis. Bun. Țineți-le minte, se dau de foarte, 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 foarte multe ori. Da? 3-13 ani la regim închis, 1-3 ani la deschis și maxim un an la semideschis 1-3 ani și la regim deschis maxim un an. Da? Deci le mai scriu o dată. Maximă siguranță, pedeapsa închisorii este de peste câți ani? 13 ani. Și ce am mai zis acolo? Sau? Risc pentru siguranța penitenciară. Detențiune pe sau este condamnat la detențiune pe viață sau persoana prezintă risc pentru siguranța penitenciarului, da, penitenciarului. Regimul închis se aplică celor condamnați între câți ani de închisoare? 3 și 13. Bravo, 3-13. Semideschisul între cât? 1-3. Și deschisul? Un an. Până la un an. Maxim un an. Acum dacă mă apuc și intru pe testele din anii trecuți, sincer să zic, vă găsesc zeci de întrebări cu chestiile astea. Nu? Acum, eu ca să vă arăt ce înseamnă o sinteză și ceea ce fac eu. De fapt, nici nu cred că am mai scris. Ba, da. De exemplu, uite, hai să vă arăt, uite, potrivit legii, da? Tu în lege, la articolul 31, legea 254, da? Tu nu găsești chestiile astea scrise în paranteză pe care le-am scris, uite, dacă intrăm în legea 254. Așa, uite aici, ok? A intrat pe lege frumos, dar aici pe istorii consolidării, uite, s-a și actualizat un pic, dar nu-i problemă. Dăm pe articolul 32. Capitol aici, articolul 3, uite, vedeți, uite, articolul 31, pardon. Regiune de maximă siguranță, vedeți? Este aici. Eu în paranteză am scris cui se aplică, pentru că faptul că cui se aplică este scris mai jos. Și tu ca să nu mai stai să faci așa legea, să o nebunești așa, am scris efectiv aici în paranteză, da? Articolul 31, litera A și am scris în paranteză. Ca să-ți rămâne ție în minte, bă, maximă siguranță, vezi la Orențiu că e peste 13 ani și ce mai zic ei pe aici, da? Aici nu sunt scrise în paranteză, în lege. Asta înseamnă sinteză pe care o fac eu. Eu nu doar iau legea cu copy-paste, sunt puțin într-un document ori și spun că fac sinteze. Nici de cum. Asta e diferența între ceea ce fac eu și ceea ce fac alții, că doar vând materiale de copy-paste. Legea oricum e pe internet. Da? Bun. Ok. Deci, ăsta ne-am discutat. Mergem mai jos. Ne spune că regimurile de executare a pedepselor privative de libertate se diferențiază în raport cu gradul de limitare a libertății de mișcare a persoanelor condamnate, modul de acordare a drepturilor și de desfășurare a activităților, precum și cu condițiile de detenție. Da? Adică, ce înseamnă asta? Dacă tu ești la maximă siguranță, vă dau niște exemple, nu ai dreptul la permisiunea de ieșire din penitenciar. Dacă ești la regim închis, ai dreptul la permisiunea de ieșire din penitenciar pe maxim o zi sau maxim 5 zile în cazul în care trebuie să mergi și la un humor unei rude apropiate. Dacă ești la regim închis, ai dreptul să desfășori activități în afara penitenciarului doar dacă ești supravegheat în mod direct de către agent operativ. La regim semideschis, poți să desfășori activități în afara penitenciarului și fără supraveghere.
Deci, regimele de executare se diferențiază în raport cu gradul de limitare a libertății de mișcare a persoanelor condamnate, modul de acordare a drepturilor și de desfășurare a activităților, precum și cu condițiile de detenție. Da? Bun. Articolul 32 ne spune în felul următor. Hai să vedem, faci un timp, frumos. Articolul 32 ne spune în felul următor. Că la nivelul fiecărui penitenciar există o comisie care efectiv stabilește ce regim îi se aplică persoanei care este nou venită în penitenciar. Adică dacă tu ai comis o infracțiune de omor și ești condamnat la 15 ani de închisoare, tu când ajungi prima dată în penitenciar, să zic că ești pus în perioadă de carantină și observare. Dar după această perioadă de carantină și observare, care durează 21 de zile, mi se pare, da, această comisie de la articolul 32 va stabili ce regim se aplică ție. Pentru că ei vor ține cont de niște criterii. Ce vârstă ai, care este riscul pe care tu îl prezinți pentru penitenciar, care este fapta pe care tu ai comis-o, etc. Da? Și ne spune în felul următor. Că în fiecare penitenciar se constituie o comisie pentru stabilirea, individualizarea și schimbarea regimului de executare, alcătuită din, această comisie este alcătuită din, directorul penitenciarului, care este și președintele comisiei. Această comisie este alcătuită și din șeful serviciului sau biroului pentru aplicarea regimurilor. În cadrul penitenciarului există un serviciu, da, sau un birou, da, o structură numită aplicarea regimurilor. Da, șeful serviciului sau biroului educație, ori șeful serviciului sau biroului asistență psihosocială. Asta este efectiv în penitenciar, da, pentru aplicarea regimului. Era o întrebare într-un an, s-a dat la Rahova o întrebare și te întreba cine este președintele comisiei acesteia? Ce spunea? Este directorul penitenciarului, este șeful serviciului sau biroului, nu știu cum, sau șeful serviciului sau biroului asistență psihosocială. Președintele comisiei, logic, este directorul penitenciarului. Sau din cine este alcătuit aceste comisie? Da? Se mai dădea întrebări de gen. Ah, uite, și asta s-a dat. De către cine se asigură secretariatul comisiei? Secretariatul comisiei prevăzute mai sus, se asigură de către șeful serviciului sau biroului evidență din penitenciarul respectiv. Uite, asta s-a dat. De către cine se asigură secretariatul comisiei? Întrebarea iurea, părerea mea, adică nu mi-s portă de interesantă, dar s-a dat. Deci, secretariatul comisiei, prevăzute mai sus, se asigură de către șeful serviciului sau biroului evidență, da, din penitenciarul respectiv. Nu. Această comisie se întâlnește de regulă o dată pe săptămână. Adică o dată pe săptămână se întâlnește și zic, bă, câți oameni vin noi în penitenciar? Păi vin 4 deținuți. Ok. Hai să vedem ce fapte au comis. Dacă au mai fost condamnați, care este riscul pe care ei îl prezintă pentru siguranța penitenciarului? Hai să vedem ce regim trebuie să-i aplicăm după perioada de carantină și observare. Da? Această comisie se întâlnește de regulă o dată pe săptămână. Țineți minte. Deci o dată pe săptămână se întâlnește, dar țineți minte, de regulă o dată pe săptămână. Adică se poate întâlni chiar și de 4-5 ori pe săptămână în cazul în care situația o impune. Da? După terminarea perioadei de carantină și observare, persoanei condamnate, căreia nu i s-a stabilit regimul de executare, îi se aplică provizorul regimul de executare. Ok, ne interesează. Aplicarea regimului provizoriu se face în baza deciziei directorului penitenciarului. Logic. Care este executorul și definitiv. Nu ne interesează. Bun. Și acum avem regimul de maximă siguranță. Vedeți că eu v-am spus deja ce înseamnă maximă siguranță, da? Pentru că v-am pus, uite, asta, am pus aici sus în paranteză. Da? Bun. Și ne spune din nou aceleași chestii. Regimul de maximă siguranță se aplică inițial persoanelor condamnate la pediapsa detențiunii pe viață, persoana condamnată la pediapsa închisorii mai mare de 13 ani, precum și celor care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului. Da? Bun. În mod excepțional, în funcție de natura și modul de săvârșire a infracțiunii, precum și persoana condamnatului, pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate, adică în regim închis, în condiții stabilite prin regulamentul de aplicare. Ok. Nu ne interesează. Deci țineți minte cui se aplică maximă siguranță. Știți deja că am spus de 7 ori. Persoane condamnate care execută pediapsa în regim de maximă siguranță sunt supuse unor măsuri stricte de pază, supraveghere și escortare, sunt cazate de regulă individual în cameră, da? Sunt singure cazate în cameră, da? Desfășoară activități în grupuri mici,
în spații anume stabilite din interiorul penitenciarului, sub supraveghere continuă. Astea sunt, da, chestii care țin de maximă siguranță și trebuie să le țineți minte. Ce fac ei? Deci sunt cazați de regulă, individual în cameră, dar o să învățăm noi că mai este o lege care ne spune că cei la maximă siguranță, în cazul în care sunt cuminți și își văd de treabă, pot fi cazați și în comun, maxim 10 în cameră, da? Desfășoară activități în grupuri mici, doar în interiorul penitenciarului, sub supraveghere continuă. Bun. Deci, de regulă individual sunt cazați. Nu individual, de regulă individual. Adică pot fi cazați și maxim 10, o să vedeți în altă lege. Ei sunt supuși unor măsuri stricte de pază. Țineți minte, măsuri stricte de pază. Articolul 35, foarte important. Categorii de persoane cărora nu li se aplică maximă siguranță. Regimul de maximă siguranță nu se aplică următoarelor categorii de persoane care au împlinit vârsta de 65 de ani. Adică ne spune nouă legea că tu, dacă să spunem că ai săruit o infracțiune de omor calificat și ești condamnat la 20 de ani de închisoare, normal și logic, trebuie să fii la maximă siguranță. Dar dacă tu ai peste 65 de ani, în momentul în care tu ești pus în penitenciar, legea ne spune și oferă ție un avantaj, că nu poți să fii pus la maximă siguranță, pentru că ai peste 65 de ani. Totodată, regimul de maximă siguranță nu se aplică femeilor însărcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstă de până la un an, și totodată regimul de maximă siguranță nu se aplică persoanelor încadrate în gradul 1 de invaliditate, precum și celor cu afecțiuni locomotorii grave. Da? Asta ne spune nouă legea. Nu se poate aplica acestor categorii de persoane. Normal, dacă nu se poate aplica maximă siguranță, se va aplica regim închis. Se dau foarte deschis. Se întreabă, regimul de maximă siguranță nu se aplică persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, 64 de ani, 63 de ani sau 66 de ani. Știi sau nu știi. Nu se aplică femeilor însărcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani. Sau până la 1 an sau până la 3 ani. Până la 1 an. Persoanelor încadrate în gradul 1 de invaliditate, în gradul 2 sau 3 de invaliditate. În gradul 1 de invaliditate. Da, țineți minte. 1 și 1. Da? Nu se aplică maximă siguranță. Persoane condamnate prevăzute mai sus execută pedeapsa privativă de libertate în regim închis. Da? Dacă nu îi se aplică maximă siguranță, se aplică un regim un pic mai blând, adică regimul închis. Dar ce ne spune nou acum? Prevederile alineatului 1 nu se aplică persoanelor condamnate care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului, potrivit criteriilor și procedurii de evaluare a riscului. Adică, totuși, chiar dacă tu, să spun că trebuie să fii la maximă siguranță, dar ai 66 de ani, nu înseamnă 100% că nu ți se va aplica maximă siguranță. Pentru că tu, prin faptul că prezinți risc pentru siguranța penitenciarului, poți să fii dispus la maximă siguranță. De ce? Pentru că prin vârsta și starea de sănătate pe care tu ai, foarte bună, prezinți risc pentru penitenciar. Prin faptul că ai fost condamnat, prin faptul că poate, nu știu, ai antecedente în penitenciar, poți să fii la maximă siguranță, chiar dacă ai peste 65 de ani, chiar dacă ești o femeie însărcinată sau ai îngrijire un copil în vârstă de un an, chiar dacă ai un grad de invaliditate 1, ok, sau afecțiuni locomotorii grave. Acum să spunem că astea două nu. Dar o persoană care are peste 65 de ani nu înseamnă neapărat că nu poate prezenta risc pentru penitenciar. Da, Elena, vrei să mă întrebi ceva? Nu vrei să mă întrebi nimic. Bun. Sunt tare curios. Cum vi se pare până acum? Dați-mi un feedback, vă rog frumos. Mai multe feedback-uri, de fapt. Înțelegeți? Da, 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 super. Chiar e super ok. Da, interesant. Ne-ar ajuta mult. Și toate astea ni le dai tu? Aceste sinteze, pe care eu le fac, le ofer gratuit celor pe care îi pregătesc contracost. Deci toate sintezele, toate testele, uite, sunt teste făcute de mine, luate de pe internet, teste făcute de mine de la cap la coadă, le ofer. Uite, aici sunt, eu sunt un test din legea 254 de... Câte întrebări? 60 de întrebări. Dacă știi să faci toate astea 63 de întrebări, nu are ce să spice să te încurce. Nu are, din legea asta. Ați înțeles? Nu. Legea are și ea vreo 70 de pagini, dar cum am făcut o sinteză, e mai scurt sau cum le explic să vi le bag în minte. Deci, uite, sunt întrebări din tot ceea ce am discutat până acum.
Fiți atenți, hai să vă arăt așa la... Uite, hai să vedem. Tipurile regimurilor de executare a pedepselor sunt în număr de 3, 4, 5 sau 6. Câte regimuri sunt? 4. 4. Da, bun. Comisia pentru individualizarea regimului de executare se întâlnește de regulă o dată pe săptămână, de două ori pe săptămână. Cum era? O dată pe săptămână. O dată pe săptămână. B, o dată pe săptămână, da? Regimul de maximă siguranță se aplică inițial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii, care este răspunsul corect aici? A, B sau C? C-ul. C-ul, mai mare de 13 ani, precum celor care trăiesc risc sau detenție pe viață, da? Regimul de maximă siguranță nu se aplică. Cui? 65 de ani. B. Corect. Regimul de maximă siguranță nu se aplică. C-ul, da? Corect. 16, stai să vedem. Regiunea de maximă siguranță nu se aplică. C-ul. Persoanelor încadrate în gradul 1 de invaliditate, precum celor cu afecțiuni da, C-ul, da? Da? Acum, mai jos la fel. Regimul închis se aplică inițial. Cui? B-ul. B. B-ul, da? 3-13 ani. Dar țineți minte, se aplică inițial 3-13 ani. Că dacă comisia respectivă, la articolul 32, formată din directorul penitenciarului, stabilește că tu să pun trebuie să fii la regim închis pentru că fapta ta este 10 ani de închisoare, dar tu să spun că ai fost închis, prezinți risc pentru siguranța penitenciarului, te poate băga chiar și la maximă siguranță în primă instanță, da? Deci se aplică inițial, țineți minte, nu se aplică, se aplică inițial, în primă instanță. Ar trebui să aplice. Da, Loredana. Sau de asemenea, regimul se poate modifica în cazul în care există abateri disciplinare sau în cazul în care... Asta discutăm mai jos, corect. Dacă sunt abateri disciplinare grave, foarte grave sau ușoare, bine ușoare, nu? Se poate aplica un regim de executare a pedepsei privativ de libertate mai aspru. Da? Sau dacă persoana respectivă face eforturi pentru a se integra, se poate poate avea un regim mai blând. Bravo, corect, ai dreptate, da. Hai să vedem, uite, un test care s-a dat Turcia 2023, ia să vedem. Da, chestia e că astea se rezolva 3 ore pe zi. În fine, trec peste, acum sau să caut întrebări în peste. Bun. Și asta este regimul de maximă siguranță, da? După care avem... Discutăm în privat mai multe detalii, cei care sunt interesați de ceea ce fac, înscrieți-mi, dați mesaj în privat. Bine? Bun, trecem mai departe. Hai să discutăm legea. Articolul 36. Da, ne vorbește nouă despre regimul închis. Știți foarte bine că se aplică între 3 și 13 ani de închisoare. Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim închis sunt cazate de regulă în comun. Deci dacă la maximă siguranță erau de regulă individual, adică pot fi cazați și în comun, cei la regim închis sunt cazați de regulă în comun, dar în cazul în care sunt agresivi pot fi cazați chiar și individual. Aceștia desfășoară activități în grupuri în interiorul penitenciarului, sub pază și supraveghere în condițiile stabilite prin regulament. Persoanele din regim închis pot presta muncă și pot desfășura activități în afara penitenciarului sub pază și supraveghere continuă. Diferit față de maximă siguranță, unde cel de la maximă siguranță putea desfășura activități doar în penitenciar și, cum zicea, în grupuri cum? În grupuri la maximă siguranță. Mici, restrânse. În grupuri mici. Exact, aici spune doar în grupuri. Asta este diferența, da? Regim închis, maximă siguranță. Cei de la regim închis pot desfășura activități sau pot presta muncă și în afara penitenciarului, sub pază și supraveghere continuă. Da? Bun. Ok. Regimul semideschis se aplică între 1 și 3 ani, știți foarte bine, da? Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim semideschis sunt cazate în comun, deci doar în comun, nu e de regulă individual sau de regulă în comun, în comun 100%. Ce ne spune? Că acestea se pot deplasa neînsoțite în zone prestabilite din interiorul penitenciarului, desfășoară activități în grupuri, sub supraveghere, în spații din interiorul penitenciarului care rămân deschise în timpul zilei. Adică vedeți că oricum este mai permisiv la ei. Da? Se pot deplasa neînsoțiți în zone prestabilite. Da? Persoanele condamnate care sunt în regim semideschis, fiți atenți, pot presta muncă și desfășura activități educative, culturale, terapeutice, etc.,
da? Sub supraveghere inclusiv electronică, în afara penitenciarului. Adică, efectiv, dacă la regim de maximă siguranță nu ai voie să ieși din penitenciar sub nicio formă, dacă la regim închis poți să ieși din penitenciar și să desfășori activități doar sub supravegherea unui agent operativ direct, la regim semideschis poți desfășura activități în afara penitenciarului, da? Sub supraveghere electronică. Adică ce înseamnă asta? Obligația de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere se face în condițiile stabilite prin lege. Adică efectiv trebuie să porți un sistem informatic de monitorizare electronică la distanță sau un dispozitiv obrățar în care efectiv tot timpul să vadă unde ești tu și poți să te deplasezi neînsoțit în afara penitenciarului sub supraveghere electronică doar. Da? Iar la regimul deschis este cel mult un an de închisoare, da? Ne spune că persoanele din regim deschis sunt clasate în comun, se pot deplasa neînsoțite în zone prestabilite din interiorul penitenciarului și pot desfășura activități în afara penitenciarului fără niciun fel de supraveghere. Deci la regimul deschis poți desfășura activități în afara penitenciarului fără niciun fel de supraveghere. Și asta este, să zic așa, legea 254, capitolul 3, undeva la 40% din lege, lucrurile sunt foarte cele mai importante, să zic așa. Asta este o sinteză pe lege, da? Dar eu totodată, dacă vă arăt vouă, eu am mai făcut încă un document. Uitați aici, sinteza agent operativ. Aici, în care le-am pus și altfel, dar nu cum e în lege. Regiuni de maximă siguranță cui se aplică inițial, le știm deja. Cui nu se aplică, le știm deja. Modul de executare al pedepsei, da? Și le-am luat și le-am rescris din nou. Persoanele sunt supuse în măsuri stricte de pază, supraveghere și escortare. Sunt cazate de regulă individuală. Dar potrivit unei legi pe care o să învățăm altă dată, pot fi cazat și câte 10 în cazul în care situația o impune. Desfășoară activități doar în interiorul penitenciarului, în grupuri mici și sub supraveghere. Nu pot primi permisiunea de ieșire din penitenciar, este alt articol din legea 254 mai târziu. Da? Deci nu pot primi permisiunea de ieșire din penitenciar, nu pot primi permisie să se deplaseze acasă sau ce vreți voi. Programul zilnic, nu discutăm acum, dreptul la plimbare, nu discutăm acum că e mai jos în lege, munca. Nu discutăm acum. Bun, am o întrebare. Te rog. Scuze că te întrerup. Păi nu mai am întrerupt așa, din mijlocul discuției. Bine, mai bine mă întreb la sfârșitul lecției, bine că așa e frumos. Așa e elegant și frumos, da? Bun. Regimul închis. Cui se aplică? Persoanelor care sunt condamnate la pedeapsă închisorii între 3 și 13 ani. Persoanelor condamnate care au peste 65 de ani și care ar trebui să execute pedeapsa în regim de maximă siguranță. Modul de executare al pedepsei. Persoanele condamnate sunt cazate de regulă în comun, da? Faceți diferența asta, da? La maximă siguranță sunt cazate. Cum? Cum am zis? De regulă. Sunt cazate de regulă individual. Așa. La regim închis. Sunt cazate. În comun? De regulă în comun, cu posibilitatea cazării acestora chiar și individual, în cazul în care nu se văd de treabă. Da? Regimul semideschis, cum sunt cazate? În comun. În comun. În comun. Asta e diferența. No. Eu ce vă învăț pe voi acum, sunt chestii de nota 10, sunt chestii de finețe deja astea, ce vă învăț, sunt chestii la virgulă. Că tu poate dacă citeai singur legea, nu făceai diferența între în comun și de regulă în comun. Sau de regulă individual sau individual. Că ți-e pot să spun așa, potrivit legii, cei la maximă siguranță sunt cazați două puncte, de regulă individual sau individual. Și tu nu făceai diferența asta în infimă, nu o făceai dacă nu spuneam. Așa și regimul deschis cum este? În comun. Aici poți să apuci să le dezvolt, da? Ăștia sunt supuși unor măsuri stricte de pază, desfășoară activități doar în grupuri, cum ai zis, doar în grupuri, doar în grupuri. Mici. Mici. Doar în grupuri mici. Și ăștia doar în, cum a zis aici, la regim închis? De grup. Sunt niște diferențe infime, să zic așa, că dacă tu intri pe lege, da, uite, în grupuri mici, uite, persoane condamnate care există așa în grupuri mici, vedeți? Nu ți ies în evidență, că legea e negru pe alb, vedeți? Na, și grupuri. Hai, ce mai jos, na. Una e când te-a pus să știi, uite, semideschis, regimul închis. Sunt cazate de regulă în comun, vedeți? Nu. În lege e altfel când le pun eu, că le scot efectiv lucrurile importante și interesante. Asta e munca mea pe care o să zic că o fac poate 30 de ore am lucrat la sinteza asta. Stau să le citesc eu așa, să le bibilez. Na. Bun.
Da, și uite, am făcut fel și fel de documente în care efectiv îți simplifici un pic tot modul ăsta de învățare. Și acum dacă te întreb chestii astea, deja vi se par, poate, nu știu, vi se par așa acum, ușoare, nu? Semideschis, cui se aplică inițial? Unu, trei ani. Deschisul cui se aplică inițial? Până la un an. Cel mult un an. Ia fiți atenți ce ne spune. Persoanele condamnate care pot presta muncă și desfășura activități în afara penitenciarului sub supraveghere, inclusiv electronică, sunt acelea care execută pedeapsa în regim de? Regim semideschis. Ce? Nu. Regim închis. Regim închis. Deci maximă siguranță. Bravo. Maximă siguranță. Nu pot se desfășoare sub nicio formă. Regimul închis. Pardon. Hai că a zis bine. Semideschis, pardon. Regimul închis pot desfășura activități în afara penitenciarului, cum zicea, sub supraveghere direct a unui agent operativ și regimul semideschis pot desfășura activități în afara penitenciarului sub supraveghere inclusiv electronică, da? Și regimul deschis cum pot desfășura activități în afara penitenciarului? Fără supraveghere. Fără supraveghere, da? Corect. Acum sunt alte povești aici, uite, cât durează perioada de carantină și observare, ce înseamnă cum se consideră tinerii, persoanele care nu au împlinit vârsta de nu știu câți ani. Persoanele condamnate sunt cazate? Cum? În general. Atât individual cât și comun. Atât individual cât și comun în funcție de situație, da? Care avem cu refuzul de hrană, chestii pe care încă nu le știți, să zic așa, dar la fel, vă învăț ușor, să zic, și astea. Plimbarea în aer liber, au drept la vizită intimă deținuții care nu știu cum. Na, asta e să zic așa, uitați-vă, poate multe chestii să zic așa. Ia, care credeți voi că este răspuns aici la 42? 7 ore de somn. Că știai, că ai citit undeva, știai dinainte, nu? Am învățat. Da, dar poate foarte mulți aici se vorbesc pe 8 ore de somn înainte. Și eu aș vorbesc tot pe 8 ore de somn, nu știu de ce. Dar au e răspunsul. Nu. Acum să zic, uite, primele chestii pe care deja le avem aici în test, deja poate vi se par acum baza corii, să zic, de aici, de la regimul de executare. Vi se par simple. Și am dreptate că poate nu le știați până acum? Da. No. Da. Și asta fac efectiv. Vă învăț mură în gură doar ceea ce este important, ceea ce se dă. Na. Cu teste, cu toate aceste documente pe care le-am făcut, să nu dați mesaje că documentele sinteze nu le vând. Eu nu vând sinteze. Eu ofer o pregătire și vreau să te pregătesc ca poate ca tu să reușești. Nu mă apuc să vând acum sintezele pentru 300 de lei. Nu vând documente. Toate documentele pe care le fac, sutele de documente și de sinteze și de teste și tot ce vreți, nu le vând. Da? Nu vând. Nu le vând. Cei care se pregătesc cu mine beneficiază gratuit de material. Dacă sunteți interesați de ceea ce fac, îmi dați mesaj în privat și vă dau mai multe detalii.